Sheriff Tiraspol a dominat partida și a avut mai multe intervenții periculoase. Elevii lui Roberto Bordin nu au reușit să înscrie chiar dacă au pus presiune maximă la poarta adversă. Nu s-a marcat nici în cealaltă partidă din grupa F dintre clubul danez Copenhaga și Lokomotiv Moscova. Toate echipele din grupă au acumulat câte un punct. Următorul meci din cadrul Europa League, Sheriff-ul va disputa pe 28 septembrie acasă împotriva celor de la Copenhaga. Steaua București a avut o seară fantastică la debutul în grupele Europa League. Elevii lui Nicolae Dică au trecut de cehii de la Victoria Pilsen cu scorul de 3-0. Budescu s-a remarcat cu o execuție peste portar. Trimite Ali Bek pentru Budescu! Următorul meci din cadrul competiției Europa League, Steaua București îl va disputa pe 28 septembrie în deplasare împotriva formației Lugano.